13,5 milioane de lei. Aceasta este suma de care va beneficia comunitatea din Beriu prin intermediul Programului Național de Investiții Anghel Salini. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere din comună. Drumul ce leagă satele Sibișel de Cucuiș va fi reabilitat și el, iar după finalizarea lucrărilor, oamenii nu vor mai fi nevoiți să parcurgă cu 15 km în plus pentru a ajunge acasă. În comuna Beriu se pregătește un amplu proces de reabilitare a drumurilor cu ajutorul banilor veniți prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Și nu sunt deloc puțini, căci este vorba despre 13,5 milioane lei, clasând comuna pe unul dintre locurile fruntașe la atragerea acestor fonduri la nivelul județului. Edilul comunei, Emil Băc, spune că a decis să reabiliteze rețeaua de drumuri din comună pentru că rețelele de apă și canalizare au fost introduse deja în proporție de 90%. Eu sunt unul dintre primarii beneficiari a unei sume considerabile de bani din Anghel Salini. Împărțirea banilor s-a făcut pe categoriile de UAT-uri și s-au dat 4 milioane de lei pentru primăriile sub 500 de locuitori, s-au dat 9 milioane 800 pentru comunele între, care au între 500 și 3500 de locuitori. Din fericire, noi avem peste 3500 de locuitori în momentul de față și am primit 13,5 milioane de lei, care este o sumă considerabilă pentru o comună. Și având în vedere faptul că rețelele de apă și canalizare sunt în proporție de 90% realizate în satele comunei, toți acești bani am folosit pentru proiecte de infrastructură rutieră. În suma alocată prin Anghel Saligny, administrația locală din Beriu a reușit să cuprindă trei mari proiecte. Poate cel mai important este reabilitarea drumului care face legătura între Sibișel și Cucuiș, care va scurta cu cel puțin 15 km distanța între cele două sate. Avem modernizare străzi etapa a doua, așa am numit-o noi, pentru că sunt străzi din toate satele comunei unde între timp a fost introduse rețeaua de canalizare și urmează acum asfaltări. Mai avem un drum comunal care face legătura peste un deal între două sate, între Sibișel și Cucuiș, și este vorba de un drum de vreo 2 km care va scurta cu cel puțin 15 km drumul între cele două sate, și mai avem o reabilitare, practic o refacere a unui pod, așa numit pod, până acum era un pod de lemn care nu permitea trecerea decât a utilajelor ușoare sau pietonal, nu puteai să treci cu o mașină mai mare de 3,5 tone și în acest proiect avem inclusiv reabilitarea unui pârâu peste care trece pârâul Cuiș pe o distanță de 220 de metri. Este o zonă a pârâului care străbate satul Căstău. Potrivit primarului, după finalizarea acestor lucrări în comuna Beriu, rețeaua de drumuri va fi reabilitată în proporție de 95%.